discriminativ. Poftim! Persoana îi dă cartea și mulțumesc este stimulul de răspuns, adică răspunsul. Ăsta este un exemplu de discrete trial în viața reală. Deci iată că se întâmplă și nu se întâmplă doar în cabinetele psihologilor care lucrează cu copii cu autism. Acum să vedem un exemplu de discrete trial care include și promptul, adică ajutorul. Te rog să-mi dai cartea, e chiar lângă mâna ta. Ți-am dat un indiciu, ți-am dat un ajutor înainte ca tu să răspunzi. Apoi urmează răspunsul și recompensa. Mulțumesc! Așadar, elementele unui discrete trial sunt stimulul discriminativ, cerința, instrucțiunea, ceva care vine de la noi, de la terapeut, de la adult, înspre copil. Noi îi cerem ceva. Urmează răspunsul lui, pe care îl așteptăm, iar apoi, tot din partea noastră, vine stimulul întăritor, ceea ce o să provoace, o să determină copilul respectiv să folosească în continuare comportamentul corect pe care l-a învățat. După cum vedem aici schema, între stimulul discriminativ și răspuns se interpune unor promptul, atunci când copilul nu poate să răspundă independent. Poate că i-am dat o șansă, am văzut că a greșit și atunci vine imediat ajutorul. Pentru că ce ne propunem noi când învățăm, când predăm ceva unui copil? Ne propunem ca el să aibă succes. Ne propunem să nu-l frustrăm, ne propunem să nu-i facem viața dificilă. Da? Și atunci venim cu ajutorul acesta. Ce este discrete trial până la urmă? Este unitatea de învățare terapia comportamentală aplicată. Este un exercițiu distinct care e compus din cele trei elemente principale despre care vă vorbeam și este o metodă de bază a predării unor noi comportamente. Când începem terapia cu un copil cu autism, pornim de la discrete trial și pornim de la un discrete trial cât mai simplu, după cum veți vedea. Învățarea poate să continue și după aceea folosind discrete trial, dar cerința devine din ce în ce mai complexă odată ce copilul își dezvoltă limbajul receptiv, odată ce copilul începe să înțeleagă mai mult din limbajul pe care îl folosim. Care sunt principiile discrete trial? Segmentarea abilităților în pași mici. Și aici, la cursurile pe care le-am ținut cei de la asociația noastră în grădinițe, o colega mea a venit cu un exemplu care mi s-a părut edificator și anume. Să spunem că este un copil care se află în fața unor trepte, un copil tipic. Copilul tipic are dimensiunile potrivite astfel încât să urce acele trepte de dezvoltare și să ajungă unde și-a propus cu dezvoltare. În schimb, copilul cu autism are nevoie de niște mici trepte ajutătoare pentru a ajunge la prima treaptă. Apoi de niște mici trepte ajutătoare pentru a ajunge la treapta următoare. De aceea trebuie să împărțim comportamentele în pași cât mai mici, astfel încât să ne asigurăm că încetul ajunge și el acolo. Iar apoi, bineînțeles că ceea ce sperăm cu toții și ceea ce se și întâmplă în multe dintre cazuri este că el poate să urce singur următoarele trepte în dezvoltarea lui, fără să mai aibă atât de mare nevoie de noi să-i punem scărițele acelea micuri. Predarea fiecărui pas în regim intensiv până la masterare. Masterare înseamnă când un copil poate să răspundă independent, dacă îl întrebăm de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, dacă îl întreb eu, dacă îl întreabă altcineva, el de fiecare dată poate să spună, să dea răspunsul corect. Asta înseamnă că un item este masterat și un item nu se masterează doar prin repetiție. Cum învățăm noi în discrete trial? Arată cana. Arată cana, bravo. Arată cana, arată cana, bravo. Deci e principiul repetiției, da? După ce un copil poate să-mi arate cana de 5 ori, de 6 ori, fără să-l ajut, se trece în random rotation, care înseamnă că alternăm în mod aleatoriu itemul care de-abia a fost masterat, de exemplu cana, cu alți itemi, adică mașina, farfuria și așa mai departe. Și dacă copilul poate să recunoască cana și în același timp și mașina și toți itemii pe care îi știe, atunci de-abia considerăm că a masterat cana. Dacă copilul nu poate, ne întoarcem înapoi și îl ajutăm să mastereze. Repetarea constantă a cunoștințelor învățate. Facem întreținerea cunoștințelor, facem terapia de suport de care vorbea Anca, care chiar atunci când un copil este recuperat, el se întoarce la centru și continuă terapia o oră, două pe săptămână, astfel încât să repete, să-și păstreze informațiile pe care le-a dobândit. Apoi, promptarea răspunsurilor corecte și diminuarea treptată a promptului până când copilul răspunde complet independent de fiecare dată. Noi îl ajutăm pe copil. Îi oferim un ajutor în speranța că el va răspunde independent. Și acest lucru chiar se întâmplă. Și apoi trebuie să fim foarte atenți să nu păstrăm promptul mai mult decât are nevoie copilul pentru că îl ținem pe loc și îi stopăm evoluția. Dar o să vorbesc despre asta puțin mai târziu. Și apoi motivarea prin recompensă pozitivă. Nu motivare prin pedeapsă, evităm pedeapsa, evităm să frustrăm copilul, folosim motivarea recompensa pozitivă. De ce Discrete Trial la copiii cu autism? Cum de funcționează treaba asta? Cum de funcționează unitatea asta de învățare? Păi, copiii cu autism au diferite deficite, cum ar fi deficitul de atenție, cum s-a vorbit și mai devreme, că se suprapune de foarte multe ori autismul cu ADHD-ul. Ei nu poate să stea mult atenți, nu poate să stea mult timp în sarcină. Și atunci, noi le oferim această probă distinctă, care este foarte scurtă. Arată cana, bravo, a avut succes, foarte repede, nu trebuie să stea mult timp concentrat. Bineînțeles că urmărim să-i creștem limita de atenție, dar la început pornim exact de la nivelul lui de dezvoltare prezent. Apoi, motivația. Știți foarte bine că un copil cu autism nu este motivat la fel ca un copil tipic de cele mai multe ori. Adică, da, e adevărat, și copilul tipic e motivat de recompense alimentare și copilul tipic e motivat de jucării. Dar pentru copilul tipic, o privire, un zâmbet, sunt foarte, foarte importante și o să-l determine să continue comportamentele respective. Pe când, pentru copilul cu autism, recompensa aceasta nu este la fel de valoroasă. Și atunci e important să pornim de la crearea relației cu copilul și să ne alcătuim o listă a ceea ce îl motivează pe el. Pentru că recompensele sunt foarte, foarte specifice. Și apoi, folosind recompensele respective, putem să demarăm procesul de învățare. Nu reușesc să discrimineze ce vorbesc eu cu el, de ceea ce se aude în jur, de jucăria care cântă într-un colț. Sunt mult prea mulți stimuli pentru el și atunci sunt foarte mari probabilitățile să nu-mi răspundă. Și atunci, eu folosind SD-ul, stimulul discriminativ, ce fac? Elimin stimulii din jur pe cât posibil, cât pot eu de mult să controlez mediul, îl ajut să nu aibă în jur stimuli vizual prea puternici, stimul auditiv și să mă audă doar pe mine spunând, arată can. Atunci, el o să învețe că ăsta e stimulul la care trebuie să răspundă. Va putea încetul cu încetul să discrimineze din mediu stimulul respectiv. Sau vină la masă, iar cu timpul, chiar dacă se joacă, chiar dacă e ocupat, chiar dacă e călăgie, va învăța să răspundă la stimulul vină la masă. Și aici este foarte important să nu vorbim și să lăsăm copilul să nu ne răspundă. Dacă i-am spus, vină la masă. Și el continuă să se joace, nu e important să nu mă gândesc, el lasă, se joacă și vine mai încolo, pentru că pierde această achiziție a SD-ului. Eu nu pot să vorbesc și el să nu-mi răspundă. Eu când vorbesc cu copilul cu autism, mai ales la începutul terapiei, vorbesc scurt, vorbesc succint și vorbesc astfel încât el să răspundă, să reacționeze și să-i fac ușor procesul de înțelegere. Mai avem controlul reacțiilor emoționale. Persoanele cu autism se frustrează foarte repede, după cum știm, majoritatea dintre ele. Și au o mare nevoie de a controla mediul. Eu aș putea chiar să compar persoanele cu autism cu persoanele care suferă de anxietate. Pentru că anxietatea ne determină să avem o nevoie foarte mare de a controla mediul din jur. Și de fiecare dată când nu reușim să controlăm o situație sau un mediu, intervin palpitații și stări foarte mari de disconfort. Cam asta se întâmplă și în cazul copilului cu autism, ca să-l înțelegem puțin mai bine. Și atunci noi reducem frustrarea creându-i un mediu controlat. Eu știu că o să vin, eu copilul. Știu că o să vin, o să mă așez la masă cu tine, tu o să-mi ceri asta și eu o să-ți răspund. Și după aia știu cam ce o să se întâmple. Deci îi creez o situație în care el poate să aibă un control, poate să prevadă ce o să întâmple cu el. Și asta scade frustrarea. Arile care pot fi dezvoltate în Discrete Trial. Păi, până la urmă, sunt toate arile. Putem să dezvoltăm area cognitivă, putem să dezvoltăm area socială, adică imitarea, jocul, interacțiunea. Putem să învățăm copilul cum să folosească toaleta prin chaining, cum spunea mai devreme Adriana. Și dezvoltăm și abilitățile de comunicare, foarte important, și începem cu limbajul receptiv. Pentru că și la un copil tipic, când e bebeluș, în primele luni de viață, se dezvoltă întâi limbajul receptiv și apoi el învață să vorbească. Se dă numai după ce atenția copilului a fost captată. Dacă copilul este neatent și eu mă duc la el și îi cer ceva și el nu-mi răspunde, ce o să fac? O să-i trec minus copilului că n-a știut să-mi răspundă? Nu, îmi trec minus mie ca terapeut, pentru că nu am știut cum să-l fac atent. Trebuie să mă asigur de atenția copilului înainte să mă aștept de la el să-mi răspundă. E foarte important. SD-ul se dă o singură dată, apoi se așteaptă răspunsul, pentru ca pașii discrete trial-ului să se închidă. Ți-am cerut, mi-ai răspuns sau te-am ajutat, după care ți-am oferit recompensa. Apoi îți cer din nou. Nu-ți cer arată cana, arată cana, arată cana, arată cana. Am folosit de prea multe ori stimulul discriminativ. Nu a fost un discrete trial. Se dă fără a se folosi numele copilului. După cum știm, copiii cu TSA au dificultăți în a răspunde la nume. Dacă ei învață că noi îi strigăm pe nume, pentru că urmează să le cerem ceva, care credeți că o să fie șansele să se mai uite după aceea la noi când îi strigăm? Păi dacă strig Andrei, iar o să-mi ceară ceva, iar mă cheamă la masă, lasă, nu mă mai uit la timp. Poate eu de data asta voiam să îl recompensez că s-a uitat la mine, așa cum ar trebui să fac. Dar el nu are de unde să știe asta, pentru că e obișnuit că îi spun Andrei ca să-i atragă atenția, ceea ce oricum nu funcționează. Astfel încât putem să folosim numele copilului, dar în momentul în care dăm recompensa. Arată-mi curta, mi-a arătat-o, bravo Andrei, ce frumos mi-a arătat Andrei, curta, te-ai descurcat de minune, Andrei. Atunci poți să folosesc numele, dar înainte e de evitat. Că atunci când îi se cere ceva, urmează a fi recompensat și atunci se creează asocierea asta pozitivă între cerință și răsplată, recompensă. Ce este răspunsul în apă? Că, după cum știți, operăm aici cu comportamente foarte măsurabile. Răspunsul nu este cum te cheamă și peste 2 minute Andrei. Răspunsul este cum te cheamă. 1, 2, Andrei, bine, a fost răspuns corect, dacă l-ai zis în maxim 3 secunde. Dacă mi-ai răspuns după aceea, nu mai este răspuns corect. Este considerat non-răspuns. De obicei, pentru majoritatea programelor, intervalul este de 1-3 secunde și există și intervalul de 5 secunde dacă e vorba de verbalizare, fiind mai dificil pentru unii dintre ei. Răspunsul corect așteptat de copii la copil se stabilește clar împreună cu echipa terapeutică. Asta am vorbit și mai devreme de importanța coeziunii echipei terapeutice, de importanța colaborării. Trebuie să știu clar că dacă eu îi cer arată nasul, și mie mi-arată așa. Vine colega mea și nu-i se pare destul de bine că l-arată așa, îl pune să se apuce de nas. După aceea nu mai știm ce așteptăm de la copil și nici copilul nu mai știe ce așteptăm de la el. E important să vorbim. Dacă vedem că un copil are la mine minusuri, adică la mine are răspunsuri greșite și la colega mea are plusuri. Merg la ea și întreb, dar tu cum faci la tine să aibă plusuri? Ok, deci așa faci. Deci îl întrebam diferit, deci era o problemă de comunicare. Hai să ne punem pe aceeași treaptă ca să îl ajutăm. Dacă un stimul se interpune între cerință și răspunsul copilului, acest lucru poate îngreuna învățarea, că el nu-și mai dă seama la ce răspunde. Adică i-am cerut un lucru, după care am mai auzit ceva, s-a mai întâmplat ceva și acum eu aștept răspunsul de la el. Este mult prea complicat. Acum avem tipuri de răspuns. Bineînțeles, avem răspunsul corect, care vine în intervalul de 1, 3 sau 5 secunde. Răspunsul greșit, care este orice comportament manifestat în 1, 3, 5 secunde după SD, care nu are legătură cu SD-ul, nu este un răspuns corect, nu este răspunsul așteptat de terapeut. Non-răspuns, cum vorbeam și mai devreme, este absența unui răspuns în acest interval, iar răspunsul promptat este comportamentul pe care copilul realizează cu ajutorul meu, cu ajutorul terapeutului. Recompensa este consecința oferită în urma răspunsului. Este o consecință. Se oferă imediat după ce copilul a dat răspunsul, asta e foarte important, și crește șansele ca un comportament să se întâmple. Deci este un întăritor. Este ceva ce crește șansele ca un comportament să se repete pe viitor, să se păstreze și se oferă unui comportament, nu unei persoane. Dacă mi-ai răspuns bine, nu înseamnă că tu ești mult mai bun acum, înseamnă pur și simplu că îți laud comportamentul. Dacă mi-ai răspuns greșit, nu înseamnă că ești o persoană îngrozitoare când ai știut să-mi răspunzi. Înseamnă că în momentul ăsta, comportamentul tău a fost greșit. Asta nu spune nimic despre tine ca persoană. Pentru că copilașii cu autism, la fel ca noi toți, sunt niște persoane speciale și sunt niște individualități, cum spunea și Lovască. Autismul este o etichetă pe care o punem, o categorie de diagnostic, astfel încât noi să avem niște repere în interacțiunea cu ei, dar de fapt fiecare copil cu autism este diferit și este o individualitate. Nu pot fi băgați toți în aceeași categorie. Să fim atenți, să nu ajungem cu recompensa la saturație, să nu... Dacă un copil răspunde foarte bine când îi dau bomboane, să nu-i dau de fiecare dată bomboane, pentru că cu timpul nu o să mai răspundă. Să păstrăm Tipurile de recompensă poate să fie primară, de natură biologică, mâncare sau băutură, sau poate să fie recompensă socială. Laude, jucării, chiar și tokenii pe care îi oferim astfel încât să amânăm oferirea recompensei efective. Recompensa primară este însoțită în permanență de laude, astfel încât situația de învățare să se normalizeze cât mai curând și să putem să folosim laude și nu alimente. Bine, folosim alimente la început, dar nu trebuie să facem copilul dependent de a primi acele bucățele de mâncare în permanență, constant și constant. Pentru că, până la urmă, se creează și o dependență fiziologică de mâncare, nu? În recompensa pozitivă, copilul obține ceva în urma unui răspuns corect, normal. Iar în recompensa negativă, nu-i facem nimic rău copilului. Nu înseamnă că îl pedepsim dacă recompensăm negativ. Înseamnă pur și simplu că poate copilul nu vrea să se afle la masă, noi îl rugăm, îl determinăm să rămână acolo și apoi când a răspuns corect, îl lăsăm să se ridice. Răspundem nevoii lui de a pleca. El a scăpat de ceva, a scăpat de o situație frustrantă. Asta înseamnă recompensă negativă. Până la urmă, în ambele cazuri, copilul își satisface o nevoie sau o dorință. Care este consecința în cazul răspunsurilor incorecte? Păi, oferim un nu scurt informativ, așa cum spuneam mai devreme. Sau, dacă pentru unii copii nu îl poate să fie frustrant, pur și simplu retragem orice recompensă, inclusiv socială și de altă natură. Nu îi dăm copilului acces la recompensă în momentul respectiv în care a răspuns greșit. Iar în cazul programelor de verbalizare, putem să folosim aproape, sau poți mai bine dacă răspunsul nu a fost exact. Să-i modelăm răspunsul, nu să îl dăm ca fiind complet greșit. Antonia? Ce face? Ce face doamna? Ce face fata? Mașină? Nu, ce? Ce face? Ce face fata? Fata. Fata? Ce face? Fata. Ce face fata, Antonia? Fata. Fata. Ce face? Fata. Spală? Fata. Spală? Spală. Spală. Fata spală. Ce face fata? Spală. Spală. Bravo. Bravo. Dar fata ce face aici? Doarme. Doarme. Bravo, Antonio. Bravo. Fata doarme. Ce face fata? Baloane. Baloane. Ce frumos ai răspuns. Face baloane. Fata ce face? Face puzzle. Face puzzle, Antonio. Excelent. Ce bine mi-ai răspuns. Fata ce face? Scrie. Scrie. Excelent, Antonio. Mai avem puțin. Ce face fata?